dimineața. Domnule judecător, reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, domnule vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor, doamnelor și domnilor decani, distinși invitați. Îmi cer scuze, în primul rând, pentru voce, însă bucuria de a mă afla alături de dumneavoastră nu mă împiedică să vă spun doar câteva cuvinte la începutul acestei conferințe. Constanța este o altă gazdă primitoare a celei de-a cincea conferințe din cadrul proiectului interprofesional între judecători și avocați din perspectiva avizului numărul 16. Municipiul Constanța este cel mai vechi oraș al țării, fiind atestat la anul 658 înainte de Hristos, fiind cunoscut sub denumirea Colonia Tomis, pentru că apoi, după cucerirea romană, în timpul lui către Constantin cel Mare, să poartă denumirea de Constantinia. Aici, în acest oraș, a trăit în ultimii ani ai vieții un mare poet, Ovidiu, care a compus o operă de care și astăzi suntem mândri de acest tezaur cultural. În decursul istoriei, Constanța a reprezentat un important centru cultural, un model de a trăi împreună între mai multe etnii, grecească, lipoveană, turcă, tătară, găgăuză, armeană, bulgară, care ne ilustrează toleranță, modestie, bucuria de a trăi împreună, fiecare aducând spiritului și sufletului românesc o trăire profundă. Cele mai vechi monumente ale orașului sunt farul și biserica grecească, ceea ce nu este nimic întâmplător, pentru că ambele semnifică lumină, ajutându-ne în căutarea noastră interioară și modelarea spirituală în beneficiul justițiabilului. Conferințele anterioare ne-au oferit nouă tuturor dialoguri realiste asupra instituțiilor de drept penal și procesual penal pe care le-am pus în discuție, controversele fiind constructive, pentru că unele din ele și-au găsit mijloacele legale de rezolvare, cum sunt deciziile Curții Constituționale în materia procedurii de cameră preliminară, fie pe calea mecanismului de unificare, respectiv prin pronunțarea unor hotărâri prealabile în rezolvarea unor chestiuni de drept, așa cum a fost și situația medicului ca funcționar public, sau altele pe calea procedurii unelor practici, respectiv consultarea avocaților, tabloul avocaților din sălile de ședință, care iar Consiliul Superior al Magistraturii a generalizat această practică instituită la Curtea de Apel Alba. Proiectul pe care îl derulăm împreună, dragi colegi, avocați și judecători, se constituie un mijloc substanțial la consolidarea sistemului judiciar, pentru că a deschis dimensiunea comunicării între două profesii prin punerea în discuție la nivel național și regional a unor aspecte de conduită procesuală în condițiile modificărilor procedurale survenite, așa încât procesul echitabil al părților este pregătit în interiorul sistemului cu rigoare, maturitate și profesionalism. Ne aflăm aici să discutăm și necesitatea unei codificări bidimensionale a profesiilor, aceea de judecător și avocat, care ar statua că unitatea dialogului conferă și o unitate mai profundă conștientizării necesității unei justiții deschise către reformă interioară prin acceptarea diversității, împlinindu-se sub supremația legii printr-un proces de reziliență juridică. Totodată, unitatea unor profesii se fundamentează pe o formare profesională solidă și complementară, care să vizeze sprijinul interprofesional în specificitatea sa pentru realizarea unui act de dreptate național, dar și european. Dragi prieteni interprofesionali, judecători și avocați, deschidem astăzi și la Constanța o altă cale de comunicare prin existența sa contribuie subtil, necesar și profund la echilibrul justiției române. Vă mulțumesc!